Salutare tuturor! Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre boala care am descoperit în urmă cu o lună de zile. Este vorba de cancerul testicular. În urma unui control la urolog, doctorul m-a diagnosticat un cancer testicular stâng în baza unui test palpabil și a analizelor de sânge, marcă de tumoral, care a ieșit o valoare destul de înaltă, de pentru care am continuat cu un al doilea examen și un al doilea test la Spitalul Pelican din Oradea, împreună cu domnul doctor universitar Gheorghe Bombu. La Spitalul Pelican am continuat și cu un computer tomograf, unde a rezultat o metastază la plămâni și prin intervenția unei intervenții chirurgicale, extracția testiculului stâng. Sunt deja 3 săptămâni de la operație și pot să spun că mă simt destul de bine acum. Am făcut și un RMN la creier pentru a fi sigur că nu s-a extins și la creier. Acum urmează ca peste o săptămână, pe data de 6 ianuarie, să încep de fapt chemoterapia. Este un tratament destul de dur care va dura 3 luni de zile. După care voi face din nou alte teste. Unul dintre ele va fi PET-CT-ul. PET-CT-ul este de o precizie foarte bună și pentru a vedea dacă încă mai există tumore la plămâni sau nu. Ca un sfat, ce vă pot spune este să vă controlați din când în când, periodic, și dacă observați că aveți niște informații crescute, atunci mergeți cât mai repede la un urolog și faceți cel puțin o radiografie. Toate cele bune, un an nou fericit și ne vedem data viitoare.